Salut și bine ați venit la Doar de Lectură. Astăzi nu sunt singur, astăzi l-am invitat pe Mircea Cărbunaru. Salut, Mircea! Salut, servus, bine v-am găsit! Mersi că ai venit pe canalul meu. Cine este Mircea Cărbunaru? Teoretic ar trebui să-i fac o introducere, dar am să nu fac asta, am să citesc o introducere din dicționarul SF și scrie așa: Cărbunaru Mircea, născut la 3-5-1967 în Brăila, absolvent al Facultății de Inginerie Dunărea de Jos, Galați, scriitor, traducător, redactor, mass media, organizator, animator SF, membru al Cenacului Sfera, președinte în perioada aprilie 96-octombrie 97, debut în SF în 1995 în Libertatea cu povestirea Trântorul. A publicat articole critice și de specialitate, articole de opinie socială, etc. În CSF, Anticipația, Jurnalul SF, Alternativ SF, Jurnalul de București, Newsletter SF, Omega, Telegraful, Supernova, Foaia Învățătorului, Libertatea, Localul. A organizat expoziția de artă contemporană și SF pentru tinerea Modern Art, edițiile 95 până 97, Sesiunea Națională de Comunicări România 21 încotro, edițiile 96 și 98, Tabăra de creație multidisciplinară Blaster Fund din 97, Concursul Național de Proză SF Supliment Sfera 1996, Concursul de Proză Fantastică și SF X-Fiction edițiile 96 și 97, ulterior parcă s-au mai adăugat, nu? S-au adăugat mai multe de la dicționarul ăsta. Da, a fost redactor, coordonator la fanzinul Sfera, Hipnomedia, Sfera Supliment în săptămânalul Localuri, Era SF în săptămânalul Expresso, Fantazia în Libertatea, a realizat emisiunile săptămânale Univers Club la Radio Univers, Brăila 1993-95, Galaxia SF la televiziunea prin cablu Conisat, Brăila 1994, Conexiuni SF la televiziunea prin cablu Storm TV, Brăila 1995 până 1998, Conexiuni 21, televiziunea prin cablu Mega TV, Brăila din 98 până când nu s-a închis. Premiul al doilea Sesiunea Națională de Comunicări România 21 în Cotro, premiul al doilea Festivalul Coasar 96, premiul întâi Convenția Pinii la marginea Galaxiei 97, premiul Marian Mihai pentru producțiile TV de profil Convenția Națională Memoria Dan Merișca din 1997. Am citit o grămadă, am obosit citind, dar Mircea, asta nu-i tot, nu? Nu, no, am mai pus niște pagini la CV. Dicționarul a fost o realizare foarte frumoasă la vremea respectivă. Probabil în 97, cred. Asta mă uit să vedem. În 99 a fost. 99 a apărut, dar el a fost încheiat cu un an înainte. Și la vremea respectivă mai mi-am continuat activitatea până prin 2001 legată strict de science fiction. Și pe urmă am renunțat la science fiction. În 2001 au căzut publicațiile SF de referință, jurnalul SF și revista și almanacul Anticipația, unde apărusem și acolo și în antologia lui Dan Silviu Boierescu și nu știu ce s-a întâmplat, dar SF-ul nu și-a mai găsit locul în zona publicistică. Mai apăreau cel mult două titluri pe an la edituri. Suplimentele și-au încetat activitatea, deci s-a dus toată perioada de aur a SF-ului de pionerat de la noi. Și atunci m-am hotărât să renunț la scris SF, dar mi-am continuat activitatea în publicistică. Am scos reviste, Casa Artelor, de exemplu, primele două numere, sau revista Sportul Brăilean, mai târziu în 2009. Au fost lucruri care, mă rog, m-au ținut în priză cu scrisul, dar nu am scris proză. N-am mai scris proză și am revenit în 2017 în revista Nautilus, era o revistă online realizată de Marian Coman, fost un nostru coleg de la Sfera. De, el lucrează la Nemira. El este editor la Nemira, da, acum. Da. Revista a funcționat pe o perioadă, dar atunci el pur și simplu m-a zis: nu, trebuie să scrii, să-mi trimiți și tu. Zic, da, mai scris de nu știu când. Și așa am început. Și pe urmă în 2018 am primit o ofertă la care te-am invitat și pe tine să facem atelierul de scriere creativă, science fiction și fantasy la bibliotecă.
Inițial am primit invitația numai eu, dar am spus, zic, că am nevoie de un om care știe cu cărțile și cu aparițiile editoriale. Și gata, în regulă a fost deschis, oricum era o activitate voluntară, nu avea nimeni de câștigat. Am avut un grup de 7-8 copii tineri și de acolo știi să povestești și tu ce s-a întâmplat. De acolo am bifat și postura de antologator, da, da, pentru da. Că acel grup a reprezentat conținutul, de fapt, al antologiei Captivi în imaginar. Uh-huh. Și dacă e să mă gândesc că am pornit cu 8 copii, 8 tineri, de fapt nu erau numai copii, erau și două persoane mai în vârstă. Dacă ar fi să mă gândesc că majoritatea citiseră doar Harry Potter și la sfârșit scriau distopie, scriau science fiction, scriau, nu mai știu, fantasy, adică trecuseră într-o paletă foarte largă de genuri și de stiluri, de expresie, eu zic că am realizat ceva. Ulterior, când am făcut fanzinul Art Zone, o parte dintre ei au continuat să scrie, deci au realizat ceva, okay, din perioada. Aș vrea să ne întoarcem un pic înapoi în timp, în perioada în care erai mult implicat în promovarea fenomenului SF. Ai organizat o grămadă de concursuri science fiction și da, nu numai. Fiction, mai multe ediții. Exact. Sesiunea de comunicări România 21 încotro și Modern Art, care a mers, câte ediții a mers Modern Art? Modern Art a mers până în 2010. Mă rog, datele din dicționarul citit se opreau undeva la 2007. A mers până în 2010, când a fost preluat de Centrul Cultural. Eu în momentul acela am făcut o schimbare în carieră și nu m-am ocupat, nu m-am mai ocupat de acest proiect. Modernatul era un proiect de creație plastică, în sensul că deschideam o ușă pentru manifestare, pentru o manifestare absolut liberă, creativă, spontană, practic altceva decât se învăța în școli sau. Și au fost lucrări foarte frumoase, happening-uri, întâmplări de-astea foarte frumoase, creative, momente artistice extraordinare. Am prins galeriile de artă de mai multe ori, pentru că n-am mai avut nici loc acolo, nu știu din ce motiv, dar au mai fost locuri expoziționale unde am mers cu Modern Art. Și... Ok, deci pot... din câte știu eu, Modern Art-ul devenise un fel de... etalon, ca să zic așa, în privința artei plastice science fiction. Că da, și science fiction. Și era. Science fiction, pentru că în țară, la momentul ăla, nu știu dacă se mai întâmpla un eveniment dedicat. Similar, acela. Nu. Similar, nu. Deci era singurul din România care se... Păi, să-ți dau un exemplu. Grafică pe calculator. Gândește că în anii 90 de-abia apăruseră computerele și atunci era o chestie să faci, o chestie foarte importantă, să faci grafică pe calculator. Machete SF, aveam standuri pline la un moment dat. Am avut chiar într-un an, am prefațat muzical cu un compozitor, un tânăr compozitor brăilean de muzică electronică. Adică am creat așa o efervescență în jurul unui fenomen creativ SF, care nu ținea numai de literatură, ținea de toate formele de manifestare artistică. Și din câte știu eu, nu numai chestia asta nu se întâmpla doar local și vineau și foarte mulți invitați, da, din țară. Poți să ne spui două, trei lucruri? Da, de fapt când avea loc Modern Art era o săptămână mai degrabă sau câteva zile de evenimente multiple. Pe lângă expoziția, aceasta era piesa centrală. Avea loc de vernisajul expoziției, după chestia asta urma o zi, două de evenimente locale, lansări de cărți, de exemplu, Maestru Coban a lansase, a venit Viorel Purligras, unul dintre cei mai, dintre tăticii benzii desenate românești, și în același timp în publicistica, el scotea suplimentul Orion, care
a tradus pentru prima oară Ursula Le Guin, deci fantasy, înainte de Revoluție. În orice caz, veneau oamenii de la Craiova cu un bagaj și o moștenire foarte bună de la cenaclul Victor Anestin. Și pe lângă ei veneau, eram în relații foarte bune pe filiera Iași, Craiova, cred că și de la Brașov, din București, și au venit nume foarte mari, chiar maestru Romulus Bărbulescu, Liviu Radu, Mihai Dan Pavelescu, marele traducător și coordonator revistei Anticipația și Almanacul Anticipația până în 2000-2001. Probabil o să uit pe ce, Michael Hulic, Mihail Grămescu, o parte au și murit sau au dispărut dintre noi. Mironov nu a venit, Mironov a venit cu un alt prilej. Făcusem niște grupuri, așa numite grupuri de creativitate prin școli, că încercam să facem un fenomen. Metropolis era un centru de asta și acolo a venit. La manifestările noastre nu venise, adică astea care țineau mai mult de science fiction, pentru că fusese implicat în partea asta de conducerea Ministerului Tineretului, pe urmă a ajuns la UNESCO, era un om foarte ocupat. Dar au venit alții pe care, iată, i-am pierdut, cum e maestru Hobana sau Liviu Radu, oameni de valoare excepțională, alături de care chiar aveai ce să înțelegi despre literatura SF. Ei sunt pionieri, constructori la SF-ul modern din România, și înainte, dar și după 89. Pentru cei care au uitat, probabil, eu știu, și Hobane e un scriitor de science fiction, și Liviu Radu, și am cărți prezentate și de la unul și de la altul pe canal, asta în cazul în care vreți să vă informați mai mult. Bun, da. Hai să facem acum o întoarcere în prezent și să vorbim de unde te afli tu acum. În primul rând, vorbim de elefantul din cameră, și nu sunt eu ăla, ci elefantul din cameră este această carte, și anume Colecționarul și alte povestiri strani, scrisă de Mircea Cărbunaru, invitatul nostru. Câteva cuvinte poate ne spui despre această carte. Așadar, la Bookfest, acum o lună, a avut loc lansarea propriu-zisă a cărții. Recent, pe 29 iunie, am făcut și o prezentare și o sesiune de autografe aici la Brăila. Cum să spun, am insistat pentru acest eveniment la Brăila pentru că începea vacanța și cred că cele mai mari datorii le am față de publicul de aici, cu care am interacționat tot timpul, de când am început relația asta cu SF-ul, și treia să ofer oamenilor de aici posibilitatea de a vorbi despre carte, de a discuta cu ei. Primesc într-una mesaje de la ei după lansare, îmi spun că au citit cartea, îmi dau semnale pozitive că le-a și plăcut, și asta mă încurajează să scriu în continuare. O să merg și cu fanzinul Artzone SF în continuare. Tu ești colaborator deja permanent la publicația asta. Mă ajuți, mă sprijin, am nevoie de tot sprijinul pentru că nu pot scoate mai mult de 2 numere pe an, dar sunt numere de valoare, deja suntem cunoscuți la nivel național. Am apărut în diverse prezentări și este o platformă de promovare. Acum am deschis fanzinul către colaborările naționale, deci așteptăm cu texte, short story. Fanzinul e gândit să poată fi listat și pe hârtie, să poată apărea și pe hârtie, dar el este promovat în format electronic, e greu să găsești resurse pentru tipărire, dar nu suntem singuri. Dacă unii au platforme pe care le utilizează precum publicațiile, eu realizez produse electronice, un fel de carte electronică, este un fel de broșură electronică care se trimite în format PDF, e ușor accesibil pentru toată lumea, poate fi citită pe laptop, pe tabletă, și încercăm să venim cu nume românești,
am avut și o traducere în numărul trecut. Ne-a căutat un american care trăiește în Europa, scrie foarte bine, a fost publicat și în Galaxia 42 și i-am făcut o traducere. Juniorul Mircea Ștefan Cărbunaru a făcut traducerea și iată ne-am deschis și pe zona internațională. Numărul următor vom avea colaborări din țară, Brăilem plecați și care se adună în fanzinul nostru și brăileni care scriu, deci o să fie un număr fain. Avem și un debut, un tânăr debutant. Sunt surprize, nu dau mai multe pentru că okay. O să apară în toamnă și atunci la vremea respectivă, dacă vrei mai discutăm despre. Da, da, da. Ce observ eu că cu toate că acum ești într-o zonă în care te dezvolți ca autor mult mai mult decât ai făcut-o până acum, nu poți să lași în spate nici chestia asta în care lucrezi și ajuți pe alții să se promoveze, să-i promovezi, să publice. De ce faci asta? Păi, într-un fel, asta a fost cauza pentru care nu am apărut mai devreme cu cărți. Eram întotdeauna prins în diverse proiecte de astea, să publicistice mai degrabă, fie legat de literatură, fie nu, și n-am făcut-o când trebuia, adică în 2001 aveam de gând, am apărut în antologia lui Dan Silviu Boierescu și în 2001 era practic în gașca aceea de scriitori SF, dar eu n-am continuat în momentul ăla, nu știu, am avut senzația că nu mai am nimic de primit de la zona asta și am greșit, recunosc. Trebuia să continui, cum au făcut alții, chiar dacă nu reușeam să public atunci, probabil că în an de zile, dacă aș fi încercat o literatură acceptată de alte publicații, pentru că, vezi tu, aici a fost problema, era considerat SF-ul și fantasy erau considerate literatură de nișă și practic orice publicație literară cam spunea, nu, lăsați-ne, nu știu ce. Acum, în ziua de astăzi, nu o să vezi editură să nu publice un titlu SF sau fantasy sau dintr-o zonă conexă la fenomenul respectiv. Și cinematografia a jucat un rol. Da, e pe val acum să ai deci, și fantasy. Efectele speciale au evoluat la un nivel absolut incredibil, inimaginabil prin anii 70-80. Și faptul că s-a umblat foarte mult la zona comics-urilor, Marvel, DC, asta a scos acel SF american, anglosaxon, brut, de la origini, făcut cu toată forța. Și mai mult au diversificat paleta, au apărut seriale interesante, ecranizări interesante și nici literatura n-avea cum să rămână nemarcată de această evoluție și sunt alte timpuri, e clar asta, că spre deosebire de anii 2000, acum sunt, cred că, mai multe oportunități, eu așa cred și am văzut că e o generație nouă de scriitori, foarte bună. Cei care ajung să publice, nu mă refer în zona aceea care publică pe la diverse edituri necunoscute, ci la editurile care au titluri de autori români și au o experiență în a gestiona acești autori români, pentru că autorul trebuie, cum să spun, dirijat către o zonă de piață sau nu trebuie lăsat, eu știu, să apară, să zicem, cu un text plin de greșeli sau într-o zonă cu probleme de text, de construcție. E nevoie ca autorul, ca editorul să-l dirigeze, să-l, așa. Și prin urmare, relația autorilor noi cu este alta decât atunci. Găsesc o anumită, cum să spun,
separare a autorului de grupul, de fandomul în care noi eram foarte legați la vremea respectivă, în anii 90, relaționam foarte mult, nu ne vedeam concurenți. Era o formă de colaborare frumoasă, ne invitam, publicam unii la alții, o chestie drăguță. Astăzi, cam fiecare pe contul lui, și asta nu e vina lor, ci e vina modului în care s-a ajuns, cumva seamănă totuși cu ceea ce se întâmplă în Occident, doar că acolo sunt elemente noi, mai... Adică este un sistem care te împinge în anumite chestii, ori te scoate, ori te duce pe un făgaș de celebritate și de promovare. La noi de-abia acum se formează mecanismele astea și fiecare autor încearcă să-și construiască o politică proprie de a se promova. Unii o aleg bine, alții nu aleg. E o luptă totuși de promovare, pentru promovare. Eu acum m-am lovit și eu de toate formele astea de a promova cărțile. Mie mi s-a părut așa că, zic, să nu fiu agresiv, să nu trec linia aia în care enervez pe toți. Citiți în carte și chestii de genul. Sunt unii care asta fac și nu prea cred că e ok. Las totuși oamenilor să aleagă. Am o, cum să spun, o anumită periodicitate să anunț lumea, dar nu sunt așa de insistent. Uite, astăzi o să insist eu să faci acest lucru, să zici citiți în cartea, și știu că în colecționarul sunt numai puțin de 7 povestiri, da? Da, 7 povestiri. Hai să vorbim despre una pe care o alegi tu dintre ele și vorbește despre ea. De ce, ce crezi tu că ar fi reprezentativ pentru volumul ăsta și zine despre ea câteva cuvinte. A, că ar fi reprezentativă. Sau care ți-e ție cea mai dragă, nu știu? Alege una. Nu pot spune despre... Eu ți-am mai spus și la prezentare. Îmi cer să fac diferența între copiii mei. Și nu fac ierarhizări de astea. Am texte care mi-au dat satisfacție pe diferite lucruri. Sunt zone la fiecare dintre texte unde mă duc și explorez chestii noi, lucruri noi. Cred că o să las cititorului să aleagă care dintre ele, dar o să vorbesc un picuț despre colecționarul care dă titlul așa, titlul volumului. El nu este un text nou, spre deosebire de, este un text care a apărut într-o anumită formă în antologia comună. A fost, de fapt, elementul de legătură dintre trecutul meu și prezentul meu scriitoricesc. Dar n-am vrut să vin cu un text, pur și simplu l-am luat de atunci și l-am pus. Mi-am dat seama că unele lucruri mi-ar fi plăcut să le schimb și am scris, l-am transpus cu personaje românești într-un cadru mai apropiat de realitatea noastră românească. Deci am încercat să livrez totuși un produs actualizat, nu unul vechi. Mai este un text care nu a fost promovat, deși a fost scris mai de mult, dar a fost actualizat și el, a trecut și el printr-un proces de actualizare. Tot la fel, l-am adus în spațiu românesc, Când porcii vor avea aripi. El a apărut într-un foileton în suplimentul Fantazia, numerele care au apărut în Brăileanu, în cotidianul Brăileanu, și un ziar care a apărut, din păcate, pe o perioadă foarte scurtă, nu știu cât, un an, doi. Și în rest, nu am mai prins acest text, să zicem, o apariție, o publicare națională. El cumva este pentru toți, la nivel național, este o noutate. Și e o noutate actualizată și pentru modul cum gândesc eu acum literatura. Totuși am acumulat ceva în zeci de ani deja, pot să vorbesc, și zic eu că știu mult mai bine cum trebuie să transmit anumite lucruri. În rest, sunt texte scrise după 2017, texte
care au vibe-ul actual, o să găsească lumea tematici actuale, tematica războiului, tematica pandemiei, tematica încălzirii globale. Adică e background-ul în care se desfășoară, pentru că eu nu insist foarte mult pe background-ul acesta de distopie. Este un volum distopic până la urmă, dar eu insist pe personaj foarte mult. E vorba de lumile lor personale care se atomizează, se autodistrug încet, fie datorită mediului înconjurător, fie datorită unor greșeli personale. Și atunci, deci cred că elementul uman este cel care poate schimba lumea. Asta e o convingere de-a mea, încă mai cred în ființa umană, că poate schimba ceva la lumea asta. Din păcate, semnele nu sunt foarte bune la ce se întâmplă în jurul nostru și... Da. Bun, am aflat unde suntem acum, sau mă rog, unde te afli tu aproape acum. Ce urmează? Scriu deocamdată, citesc și scriu în privința părții astea și continui să colaborez, să-mi fac proiectele mele, revista Sportul Brăilean și fanzinul Art Zone SF. Toate presupun scris. În ceea ce mă privește, următoarea carte îmi doresc să fie nu un volum de proză, ci un roman. Sunt într-un proces de construcție la momentul actual, de documentare și construcție, merg în paralel, pentru că o să fie un science fiction puternic, mult mai hard SF, cu chiar military SF. De când mă chinui să te prind aici, nu știu dacă știi, eu pe canal am avut o serie de episoade pe care le-am numit eu Sfaturi pentru tinerii scriitori începători. Acum că te-am prins aici, te rog, dă un sfat scriitorilor care vor să apuce de scris. Ceva ce crezi tu că ar trebui neapărat să facă cineva care n-a mai scris în viața lui? Cineva care n-a scris în viața lui trebuie să înceapă cu pași mici. Adică, văd foarte mulți tineri care se aruncă la... își proiectează eu-ul scriitoricesc, creativ, în lucrări mari. Lucrările mari sunt greu de gestionat. Mie, de exemplu, mult timp mi-a fost frică să abordez textele de întindere mare. Mi-era teamă că voi ajunge la un moment dat să scriu ceva care nu interesează acolo, care nu am cadența necesară să livrez lucruri interesante încât să țin cititorul în priză. E clar, când nu ai experiență, riști foarte mult să apari cu un text prost în care manevrezi greșit timpii sau o să ai multe părți, așa noi le numim burți, în care scade interesul cititorului și a renunțat la carte. Gestionezi începutul, finalul, toți pașii pe care îi faci, îi gestionezi greu. Sunt multe fire care trebuie să se întrepătrundă. Nu poți să scrii un roman strict cronologic cu doar câteva personaje. E foarte greu de scris și o să vezi că îți apar tot timpul pe drum alte personaje care trebuie să-ți completeze diferite faze. Și atunci eu le recomand. Începeți cu proza scurtă. Proza scurtă, după ce veți învăța să folosiți bine acest instrument de concepție, puteți trece la o proză mai lungă. Sunt lucruri elementare pe care trebuie să le învățați undeva. Astea se învață la locul de muncă. N-ai nimeni... Da, poți să faci cursuri de scriere creativă, dar nimeni nu o să te învețe să folosești timpii corect sau trebuie să ai acumulări. Acumulările nu le poți face pe un text mare, pe un tom. Mai mult unii vin cu serii la prima ieșire pe piață, deci e prea mult, e clar că nu poți să gestionezi un astfel de proiect grandios. Un proiect care e greu și pentru scriitorii cu experiență. Și atunci trebuie să-ți încerci condeiul expunându-te criticii altora. Adică ai scris un text, o povestire, încearcă să o publici. Vezi
ți se acceptă, ești la nivelul în care ești publicabil, dacă ți se acceptă și ești la nivelul în care o publicație anume de pe internet e de acord, atunci înseamnă că ești pe drumul cel bun, dar nu înseamnă că ai devenit scriitor, că ai publicat două texte. Trebuie să publici mult mai multe texte și abia pe urmă să începi să lucrezi la romanul, la romane, la... Eu iubesc oricum mai mult proza scurtă decât un roman. De ce? Dacă vreau să cunosc un scriitor, prefer să-i citesc un volum de proză scurtă. Atunci îmi dau seama cum este acel scriitor. Pentru că îi văd, un scriitor nu este un poliedru cu mai multe fețe. El este multifacetat și e clar că are mai multe dimensiuni. Scriind un roman de un anumit fel, riști să nu vezi cu adevărat scriitorul. În momentul în care ai citit un volum de proză scurtă, îți dai seama cât de talentat este acel scriitor. De ce trebuie să ții hățurile și să spui o poveste într-o dimensiune limitată, iar povestea aia trebuie să aibă cap și coadă. Trebuie să aibă o introducere bună, să aibă un final bun. Trebuie să aibă o poveste bună care să te țină legat de ea. Și atunci, după ce ai făcut lucrurile astea bine, înseamnă că ești un scriitor. După ce poți să scrii 10 teme diferite, 10 povestiri diferite, sau eu știu, înseamnă că ai ce trebuie, că din stiloul tău curge literatură și atunci te poți duce pe orice gen. Apropo de chestia asta, eu am mai spus-o și cu alte ocazii. Întâi trebuie să dovedești că scrii literatură și pe urmă să-ți revendici un gen al tău. Pentru că indiferent că e polițier, că e science fiction, că e fantasy, înainte de toate el trebuie să fie literatură. Dacă nu este literatură, n-ai ce să cauți niciun gen. Corect? Și atunci, din acest motiv, Condeiul se lucrează tot timpul. Condeiul se lucrează și prin lecturi, Condeiul se lucrează și scriind cât mai multe chestii, experimentând. Ai nevoie de o perioadă de experimentare, către ce stil te duci, care este stilistica ta literară, care e instrumentația care te face să fii diferit de alți scriitori. După ce ți-ai dat niște răspunsuri la chestiile astea, atunci poți să treci la cărțile mari, cărțile vieții tale și ieși cu ele pe piață. Ce riscă un scriitor, că tot vorbeam de cei care încep cu serii și cu trilogii, da, și trilogii și trilogii și mă știu câte serie uriașă de 20 de romani. Da. Ce riscă un tip care, sau o scriitoare, un scriitor, care se hotărăște să înceapă cu așa ceva și nu are un feedback, nu are acel background făcut pe povestiri? Păi asta, o să se întâmple un lucru simplu. Iese cu o carte proastă pe piață, necitită de nimeni, este mereu un semn de întrebare pentru toți ceilalți. Când ieși pe piață, trebuie să te expui. Mai ești partea cealaltă. În momentul în care te expui și cineva ți-a cumpărat carte și nemulțumit de cartea ta, automat trebuie să te aștepți și la critici. Și din cauza asta trebuie să funcționeze autoevaluarea asta foarte bună, adică sunt bun de piața națională, ca să fiu bun trebuie să mă verific cu acele publicații, trimit la București, la Iași, la Sălaj, la eu știu unde mai sunt publicații. Dacă acei oameni văd în mine că am ceva, atunci pot să merg mai departe. Dar așa ies cu o carte, nu spune nimic, mai aleg și o editură care îți face o copertă, vai de ea, nu te instruiește cum să ieși pe piață. De exemplu, sinopsisul la sfârșitul cărții. E o experiență să-l poți scrie la câteva cuvinte care să spună totul despre textul tău. Sau să spună, să transmită o fațetă a textului tău și să provoci și omul. Dai un citat din... Da, e o formă de provocare. Asta poate să facă citind și din conținut, răsfoind cartea. Dar toate amănuntele astea contribuie la un produs de calitate. Dacă ții să scoți acel produs de calitate și să nu-ți fie frică să ieși cu el pe piață, atunci ești mulțumit, Doamne ajută, mai departe să vină și a doua și a treia carte și succes!
Pentru că ai trecut de curând prin aceste furci caudine, ca să le zic așa, în care ți-ai căutat o editură și pe cineva care să te ajute să faci până la urmă produsul ăsta. Spune-ne un pic cum e cu editura, ce trebuie făcut, cum ai făcut, eu știu. Treaba cu editurile, mă rog, este o poveste puțin mai complicată poate la noi în România. Uneori cred că reacția editurilor nu este tocmai cea potrivită. Sunt edituri care nu îți dau niciun răspuns. Mi se pare rău într-o astfel de situație. Trimiți un manuscris, ar fi bine să primești un feedback, ceea ce am observat că prin afară nu se întâmplă. Orice trimiți, primești un feedback. Nu ne interesează tipul dumneavoastră de text sau dimpotrivă. Ne interesează, dar cu anumite condiții. În felul ăsta îi dai omului un feedback și scriitorul își poate corecta, își poate duce mai departe. Când trimiți un manuscris și ai senzația că s-a dus în neant, când nu-i nimeni la recepție acolo și nici nu știi dacă cineva ți-a citit mail-ul sau manuscrisul ăla, e tare frustrant. Dar trebuie să accept că așa se întâmplă în România și probabil sunt puțini oameni, sunt foarte ocupați. Ideea este că trebuie să te aștepți să trimiți la mai multe edituri până când una te va căuta pentru ceea ce ești, pentru valoarea textului. Eu am avut noroc să trimit doar la vreo 3 edituri. Probabil că se deschid uși mai multe după primul volum. Cred. Mănuiesc și eu. S-ar putea ca CV-ul să conteze, CV-ul literar. Și aici ne întoarcem, vezi ce bine este să apară niște publicații înainte. Exact. Deci în aceste condiții ai ce să scrii în CV-ul ăla. Dar așa ce trimiți? Unde ai mai publicat, stimate autor? Păi nicăieri, dar eu vin cu un roman la tine. Trebuie să fii genial să ieși pe piață cu un roman perfect din prima. Iar acest lucru e privit cu neîncredere, sunt sigur, de la început. Sau, nu știu, să ai o interacțiune directă cu editorul care să spună, băi, mie îmi place cum gândești, ia să văd și cum scrii și să zicem, dar nu văd atâta timp la dispoziția unui editor să stea de vorbă cu toți cei care încearcă. Posibile autori pentru... Da, toți posibile autori. Că sunt mulți... care se văd autori de foarte tineri și se văd trăind din scris și nu, în România încă nu există o piață. Au fost 2 ani în care editurile aproape că au sucumbat și au avut vremuri dificile și pentru ei și pentru noi cu pandemia și cu toate astea. Nu a crescut prețul hârtiei, sunt o groază de impedimente care afectează procesul ăsta de publicare a autorilor români. Dar am observat o schimbare în prezent și anume, dacă înainte traducerile aveau întâietate, se perduseră pe drum editurile care vreau să promoveze autori români, acum autorii români încep să fie percepuți și de cititori ca fiind alături de ceilalți. E un mare progres, un mare... Adică ai senzația că nu scrii degeaba, că există cititori și pentru tine, nu numai pentru Stephen King sau Martin, George R. R. Martin sau eu știu, mari scriitori. Deci există nișă pentru toată lumea. Trebuie să ai o tenacitate să trimiți, apropo, să revin la ideea asta, trebuie să ai manuscris bun, în sensul că e bine să nu trimiți un manuscris fără corecturi sau trebuie așezat frumos în pagină, bine structurat, tehnoredactat cum trebuie, să reușești să-l structurezi bine pe capitole, pe paragrafe, pe să ai diacritice, să respecti editorul cumva, pentru că e greu să citești un text fără diacritice și să nu înțelegi ce a vrut să spună acolo. Automat, omul ăla, gândiți-vă că are de citit redactorul de la o editură, are poate de citit cine știe câte manuscrise. Se duce către manuscrisul mai bine scris. Logic. Mai bine așezat.
în care povestea îl prinde. De aceea trebuie să-ți însușești tehnica de scris. Tehnica de scris înseamnă toate cărligele astea care le înveți, introducerile, tempo, frazarea, toate șmecheriile astea, să zicem, scriitoricești, care trebuie la un moment dat să intre în automatismele tale de scriere. Nu poți să scrii într-un fel la începutul prozei și pe urmă te duci la sfârșitul ei în alt fel. Sau scrii la un timp și treci la un... se creează o chestie urâtă și de efect negativ pentru un editor. Deci presupune o anumită tenacitate, dar cred că trebuie început cu reviste pentru a prinde relaționarea asta cu... Pentru că și acolo sunt tot niște editori. Da. Deci ei sunt înaintea celor care publică cărți, dar ei sunt, eu le spun, bastioanele mediocrității. Dacă treci de aceea, nu ești mediocru. Înseamnă clar că nu ești mediocru. Dincolo de publicația aia, înseamnă că ți se deschide un nou nivel. Te duci la level 2. Apropo, cum mai prezint și jocuri, nu? Da, da, da. Mircea, mersi mult de tot. Plăcere. Bineînțeles că o să las un link în descriere de unde puteți să luați colecționarul. Da, editura Up. Da. Dăm voie. Editura Up este o editură, una dintre puținele care publică numai autori români. De asta am și acceptat imediat colaborarea cu ei. E un lucru mare să faci chestia asta. Deci dacă vă uitați în portofoliul ei, numai autori români, fără traduceri, e greu să faci bani, să ții o afacere la suprafață, dar se pare că le iese cu... Super! Da. Știți că promovez totdeauna editori români, dar mă bucur acum că am unul aici pe canapea. Da, deci am să las link în descriere. Bineînțeles că voi citi cartea și revin cu fiecare povestire, știți cum fac eu de obicei. Am în schimb o ultimă întrebare la tine legat de acest volum și anume, nu are cuprins. Da. Pe mine mă doare asta, de ce nu are cuprins? Da, am mai fost întrebat. Aici, vezi, asta înseamnă relația, colaborarea cu editorul. Editorul mi-a spus așa, dacă dai un volum de proză cu cuprins, creezi premisa să-l spargi în 7 bucăți, cum ar veni, 7 proze. Sunt cititori care spun, acum n-am timp, citesc proza de 3 pagini de la sfârșit, sau, ai înțeles? Spoiler, proza da. De 3 pagini la final. Ok. Dar ideea este așa, că eu aveam o anumită gradualitate în el, adică intri în acel univers, în universuri distopice tot mai profunde, tot mai mari, odată cu avansarea în carte. Prima dată e pe personaj, apocalipsa personală de care spuneam la început, și pe urmă merge mai departe. Prozele nu trebuie privite separat, ele converg către ceea ce, pe către textul final, care este o parabolă, o luptă între bine și rău, un Armageddon, care din care răzbate un lucru, că sacrificiul nostru și umanitatea noastră ne poate salva. Și practic e un volum care are un skepsis de construcție. Și atunci am fost de acord să nu duc cititorul în zona asta de a vedea fragmentar. El să intre și să citească text după text, să intre în lumea mea și acolo să acumuleze, să vadă, să exploreze, să împreună cu mine. Și cred că n-am făcut rău până la urmă. Dacă aș fi avut un volum care nu avea direcție, atunci aș fi, probabil că aș fi cerut până musa ei, pentru că atunci când ai texte din nu știu câte, nu ai o direcție unitară, din nu știu câte genuri sau eu știu, care nu e omogen ca idee, putea avea cuprins. Bun, mulțumesc mult că ai venit. Cu plăcere. Bun. Și altă dată. Vă mulțumim că v-ați uitat. Vă doresc o zi bună, la revedere și uitați să rămâneți dornici de lectură. Mulțumesc că te-ai uitat la acest clip. Dacă ți-a plăcut ce ai văzut, poți susține link în descriere. Eu, din partea mea, vă urez o zi bună, la revedere, nu uitați să rămâneți dornici de lectură și să vă mai și jucați din când în când.